Șopârla de câmp, la CERTA Agilis în denumirea ei științifică, joacă un rol important în ecosistemele în care trăiește. Prin consumul de insecte și alte nevertebrate, aceste reptile contribuie la controlul populațiilor acestor organisme, menținând echilibrul ecologic. În același timp, șopârlele de câmp sunt o sursă importantă de hrană pentru o varietate de prădători mai mari, inclusiv păsări de pradă și mamifere. Șopârlele de câmp au un corp suplu și picioare lungi, care le conferă agilitatea de care au nevoie pentru a fugi rapid. Ochii lor mari le permit să detecteze de la distanțe mari mișcările prăzii sau ale prădătorilor. Limba lor bifurcată este folosită pentru a simți mirosurile din aer, ajutându-le să localizeze mâncarea sau să detecteze pericolele. Un aspect interesant al comportamentului lor sunt băile de soare. Șopârlele sunt animale ectoterme, adică temperatura corpului lor este reglată de mediul înconjurător. Ele se încălzesc la soare pentru a-și crește temperatura corpului, ceea ce le ajută să fie mai active și să digere mai eficient hrana. Perioada de reproducere aduce schimbări comportamentale și fizice la șopârle, în special la masculi. Aceștia devin mai teritorial și își pot schimba culoarea pentru a atrage femelele sau pentru a intimida alți masculi rivali. După împerechiere, femela caută un loc sigur pentru a-și depune ouăle, preferând solul moale și însorit, unde căldura ajută la incubație. Trăiește în medii foarte diferite. În regiunea montană o întâlnim frecvent în pajiști umede și de-a lungul pârâiașelor. La deal și la câmpie, preferă marginile însorite ale drumurilor, pârloagelor, lizierele pădurilor. Este frecventă și în apropierea gospodăriilor, livezi, vii, grădini însorite. La sfârșitul lui septembrie, odată cu scăderea puterii radiațiilor solare, șopârlele de câmp se retrag pentru hibernare în galerii de rozătoare până la adâncimi de 40-60 de cm. Deși șopârla de câmp este adaptabilă și răspândită în multe regiuni, este vulnerabilă la schimbările habitatului cauzate de om. Defrișările, expansiunea urbană, agricultura intensivă și poluarea sunt factori care pot reduce semnificativ populațiile de șopârle de câmp. În unele țări, această specie este protejată prin lege, iar habitatul său este conservat pentru a se asigura supraviețuirea sa. Eforturile de conservare includ crearea de rezervații naturale, restaurarea habitatelor degradate și implementarea practicilor agricole sustenabile. Educația publicului despre importanța biodiversității și a reptilelor în ecosistemele naturale este de asemenea esențială pentru conservarea acestor specii și a habitatelor lor.